2021 a fost un an bun pentru tine. Da, sau așa și pare. 2020 a fost, dar și 2021, dar nu va fi la fel de bun pe cât va fi 2022. Asta voiam să te întreb, dacă tu crezi că vreun an o să mai egaleze vreodată ce ai trăit în 2021? Ca experiență, Burlacu a fost unic și va rămâne așa, dar pentru că am învățat foarte multe chestii acolo și mi-am consolidat niște principii de viață în experiența aia, însă și insula a fost o experiență unică și aparte, și Survivor, toate m-au ajutat să cresc ca individ și cred că voi mai avea experiențe de neegalat. Da, Burlacu este pus deoparte, este o experiență cu care, nu știu, voi rămâne pentru foarte mult timp, însă, da, sunt convins că abia acum începe treaba, adică nu cred că ăsta a fost apogeul experiențelor mele din viața asta. Câte ore pe zi filmați la Burlacu? Vrei să știi adevărul? Da. Peste 12. Peste 12 ore. Câte date-uri aveai într-o zi normală? 3. Vreau să-mi zici dacă tu chiar te-ai dus acolo cu gândul că te însori. De ce nu? Uite, spun sincer, sunt la vârsta potrivită. Cred că sunt destul de matur emoțional să fac pasul ăsta și cumva îi pot oferi o stabilitate de mai multe puncte de vedere. Da, am plecat cu gândul că pot avea chimie cu o persoană de acolo și pot construi pe viitor din experiența aia. Eram deschis pentru asta și am fost deschis. Dar cum era, pentru că din 25 de fete cât au fost la început, bănuiesc că nu toate ți-au plăcut la fel de mult. Adică, bă, cum a fost momentul ăla în care ai văzut 25 de fete în fața ta, evident ți-ai creat o primă opinie. Corect. Și ulterior trebuia să ieși la date-uri cu ele, de unele plăcându-ți mai mult, de altele mai puțin. Cum era să ai același nivel de implicare? Da, da, cu toate. Să știi că e normal să nu rezonezi cu toți oamenii, e normal să nu ai chimie cu toți oamenii și cred că s-a văzut asta când am avut conexiune cu toate fetele de acolo, însă m-am implicat pe atât de mult pe cât am crezut că merită acea persoană, din perspectiva mea, bineînțeles, și cred că și ele au făcut același lucru. Cred că au fost implicate pe cât au simțit. Și la fel este normal și pentru ele să nu mă placă sau să nu rezoneze cu mine. Nu eram toți făcuți unul pentru celălalt. Dar crezi că ele au trăit un miraj? Ai zis, bă, mamă, e Andy Burlacu și Dană, noi o să mergem acolo și o să ne îndrăgostim iremediabil. Eu cred că au trăit alt miraj. Eu cred că a trăit, este Andy Burlacu și o să ne ispitească. Și treaba mea acolo nu era asta. Era să fiu eu și să găsesc în persoana din fața mea lucruri și interese comune. Iar ele se aștepta ca eu să fac tot pentru ele și să le dea pe spate, ceea ce n-am înțeles că ăla era un rol de ispit. Iar aici a fost omul Andy. Omul Andy nu are de ce să te dea pe spate, ci încearcă să vadă dacă are puncte în comun cu tine pentru a, nu știu, te cuceri. Asta mă gândeam, că ele ar fi trebuit să fie cele care veneau să încerce să te cucerească pe tine, să te atragă în mrejele lor, dacă vrei să... Acum, o femeie trebuie să fie și seducătoare. Adică, pentru ce te lupți tu ca bărbat să o cucerești, nu? Trebuie să-ți arate ceva, trebuie să se deschidă cumva în fața ta. Trebuie să-și arate niște vulnerabilități, cumva, e normal. Și probabil... Eu nu mă așteptam neapărat să vină să mă seducă, nu, dar mă așteptam ca ele să fie deschise într-atât încât să-mi permită mie să mă decid mai ușor în privința lor. Crezi că a venit vreuna cu iubita acolo, adică a venit iubita acasă? Da. Nu cred! Eu am așa o vagă, o vagă impresie că... Nu erau toate singure, să spunem așa. A, și a venit telefonul de la producători și a zis, bun, tu trebuie să pleci în Turcia cu Andy. Zic, păi, Mihai, să știi că nu e ceea ce pare, e doar pentru show, eu fac pentru noi. Da, o fac pentru noi. Clasica, știi, frază, o fac pentru noi. Nu. Cred, da, eu sunt de părere că ar fi putut fi câteva fete cu iubiți acolo. Care dintre concurente se ruta cel mai bine?
Ana Bene, bineînțeles. Ana Bene, bineînțeles. Bun, ce s-a întâmplat cu câștigătoarea? Toată lumea a întrebat asta. De ce n-au funcționat lucrurile, Andy? De ce n-au funcționat lucrurile? Păi, în primul rând, faptul că ea a câștigat, ca să spunem așa, sau că a rămas ultima în acel show, nu garanta faptul că o să avem o relație impecabilă, unul la mână. Doi la mână, realitatea este un pic diferită față de contextul de acolo. Uh-huh. Și când zic un pic, okay, e cu ghilimele. Da. Și trei, eu acolo la ultima ceremonie, i-am spus franc faptul că nu o iubesc, dar o admir și mi-aș dori să îmi permită să o cunosc într-atât încât să mă îndrăgostesc, știi? A urmat o perioadă așa, în gray zone, pentru că a fost o pandemie, eu am intrat în carantină, mă rog, a trebuit să ne vedem, nu știu, destul de rar. Uh-huh. Și s-a stins flăcărica. Da. Flăcărica aceea de la început, de la, mă rog, da, a fost flăcără. A fost pentru că mi-am dorit foarte mult să construiesc alături de ea, însă consider că am luat o decizie bună, pentru că și ea, bineînțeles, a acceptat să fie într-o relație cu mine, dar în același timp și-a asumat unele anumite riscuri. Uh-huh. Și am ales bine pentru că maturitatea ei, uite, chiar dacă nu mai suntem împreună, putem spune că avem o relație foarte bună de prietenie și suntem la modul foarte apropiați din punctul ăsta de vedere. Ne scriem des, vorbim, ne ajutăm dacă putem. Deci, din punctul meu de vedere, am câștigat o persoană dragă. Dacă ăsta a fost ultimul sezon de Burlacu, nu știm, n-avem de unde să știm. Ok, tu eu știi. Cred că am pus cruce pe el. Eu sincer cred că am pus cruce pe el. Cei dinainte, pe cine ai admirat tu cel mai mult? Pe care dintre ei? Uite, o chestie, la mine nu am urmărit niciun sezon de Burlacu, pentru că cred că atunci când s-a difuzat nu eram interesat de acest aspect. Și în al doilea rând, când am avut ocazia acum și am știut că o să mă duc la Burlacu, n-am vrut să-mi creez un tipar anume de a fi Burlacu. De-aia cred că a fost atipic, cumva. Chiar dacă pe alocuri cringe. Dar știu, cel puțin, că am fost cel mai atipic sau autentic, autentic, să spunem așa. Autentic, ok. Dar, dacă vorbim de foși burlaci, pe Bogdan Vlădău îl cunosc personal și îl admir pentru familia frumoasă pe care o are și familia fericită pe care o are. Și ți-ai dorit și tu. O familie, da, frumoasă. Da, okay. Da. Cu copilași. Da, da. Merge azi foarte bine și mă bucur enorm pentru el, pentru că cumva am trecut prin ce a trecut și el și uite că a reușit. Și crezi că dacă punem acolo 100 de femei să aleagă între tine și Vlădău, pe cine ar alege? A, tu nu să știu. Cred că e mai sexy să fii tătic. Nu știu. E poate femeile au chestia asta cu tătic, soț. Poate fi o variantă, știi? Da. Faptul că e inaccesibil, cred că e posibil să pierd aici. Aici e, mă, aici e treaba, da. Aici e jocul.